Mihai Alexandru Stoian, un tânăr de 19 ani, a ajuns să fie îngropat într-un cimitir din Galați, după ce singura soluție de a scăpa de sclavia la care a fost supus a fost moartea. De-a lungul vieții lui, Mihai a fost exploatat, bătut, înfometat, batjocorit și aruncat să trăiască într-o baracă printre animale. Timp de 10 ani, Mihai a fost victima abuzurilor și indiferenței oamenilor din comuna Slobozia Conachi, inclusiv a mamei și autorităților. Mihai a fost dat de mama lui la stână atunci când avea 9 ani, la sfaturile unei mătuși bogate care i-a propus să-l dea la muncă pentru a nu mai fura și a nu lua pe drumuri greșite. Când veneam de la școală cu colegii, cu prietenii, mă trimiteau la oi că altfel mă băteau. Eram chinuiți și bătuți. Am petrecut cu el câțiva ani buni, mergeam cu oile și dormeam cu el, a povestit Radu, relatează Antena 3. Mihai și-a petrecut ultimii ani din viață într-o baracă murdară, fără căldură, familie, mâncare sau viitor. A fost bătut în continuu, iar singurele momente când își vedea mama, fratele și sora erau atunci când reușea să scape din sclavie. Cu toate acestea, mătușa băiatului îi convingea familia că trebuie dat pe braț de la stână. Tânărul a stat în cușca din spatele casei sau pe câmp cu oile. Nu avea voie să vorbească, să aibă prieteni și era torturat zilnic de stăpân, astfel că și-a pierdut copilăria. Mihai s-a sinucis la 19 ani, moartea era singura salvare de la sclavie. Era trist. Mi-a cerut un telefon. I-a cerut soțului meu dacă îi putem lăsa telefonul meu. Și atunci l-am dat pentru că am zis că așa vom mai vorbi cu el. Dar din păcate i-au luat telefonul că au zis că nu este el în stare să vorbească la telefon. A povestit sora lui Mihai despre momentul în care tânărul s-a îmbolnăvit grav la plămâni. Pentru că nu a găsit sprijin nicăieri, Mihai a fost găsit mort lângă oile lui, la doar 19 ani, relatează usd.ro.